Salutări, oameni frumoși, și bine v-am găsit la un nou episod din podcastul Realități cu Niculescu. Astăzi, oameni frumoși, oameni dragi, am ca invitat un tânăr antreprenor de succes cu o poveste foarte interesantă. Da? Pe nume Serghei Caușnean, în vârstă de 34 de ani, atenție, născut în Chișinău, singur la părinți, căsătorit și proaspăt tătic, cu un băiețel care în curând face 8 luni, mulți înainte. Așadar, antreprenor, deține, deci este patron, deține o firmă de energie regenerabilă, deschisă de aproximativ 2 ani de zile și a reușit să o crească la o cifră de afaceri de peste 1 milion de euro. Da? Deci în 2 ani de zile eu zic că este nemaipomenit. Haideți să-i urăm succes lui Serghei. Serghei, bine ai venit și îți mulțumim pentru că te afli la noi în studio. Adi, salut! Mi pare foarte bine că ne-am cunoscut și ne-am întâlnit să discutăm. Mi-a părut foarte bine de mesajul care l-am văzut cu... că ați văzut ideea noastră de... o idee de promovare, o să trecem la subiectul mai târziu, dar mi-a părut foarte bine de partea asta că totuși ideea asta tâmpită a prins și a adus undeva și în direcție deci, bună. S-a legat ceva. Deci da, noi așa practic i-am găsit pe TikTok. Eu mă tot interesam de panourile fotovoltaice și la un moment dat am dat pe TikTok un cont idei tâmpite, da, de afaceri. Și ăsta e modul în care ne-am găsit. Poate ne explici și care e ideea din spate sau idei tâmpite de afaceri, adică cu ce ne ocupăm este o afacere serioasă. E un proiect tehnic, panouri fotovoltaice, energie regenerabilă, toate obiectele acestea sunt componente tehnice, complicate, grele și e foarte greu de promovat. Ca să ajungi în creierul omului, trebuie să duci ceva mai simplu, mai stupid. Mai stupid poate uneori, dar și mai așa, mai creativ. Cu panourile fotovoltaice, bine, am avut idei să le spargem, să le aruncăm, să le testăm. Prin toate ideile acestea am trecut și am venit cu o idee că o să luăm niște afaceri care chiar poate și există, dar o să le ducem ca și idei într-o zonă așa extremă de tâmpenie și o să le prezentăm la lume. O să le prezentăm una după alta că ce avem noi în capul nostru, cu ce ne-aș putea să ne ocupăm. Deci, practic, atrageți atenția cu anumite idei tâmpite, nu? Ca oamenii apoi să intre și pe afacerile, cum să zic eu, principale pe care le aveți cu energie regenerabilă. Da. Prima dată construim o relație cu posibil clienți, uh-huh, într-un număr angros, să zicem așa. Plecat, da, o idee. Dar după asta, care le ducem, le informăm, ei deja au venit pe pagina noastră, s-au informat cu ce ne ocupăm, parțial, nu știu, 90%, 80%, 95% o să pleacă, că nu mai au vrut să se destreze, uh-huh, dar dacă chiar și rămân 5%, afacerea se fructifică. Povestește-mi, te rog, mult ca oamenii să audă, chiar și Octava aici, vocea rațiunii, despre borcanele cu aer. De unde, din diferite zone, de unde mai exact aerul? De unde aduceți aer? Foarte multe mesaje am primit legat de borcanele cu aer, că era o idee... Dar e bine îmbuteliat tot aerul, adică nu se amestecă cu celălalt aer, cum ar bine, totuși noi vorbim de niște idei tâmpite, dar nu implementarea lor. Că dacă m-aș ocupa eu cu vânzarea borcanelor de aer, n-aș ajunge eu la cifrele de afaceri la care am ajuns. Dar totuși ideea asta există. Asta nu ceva ce am inventat asta noi. Asta cu îmbuteliatul? Da, oamenii se duc în diferite zone, adună aerul, adună, nu știu, nisipul, aerul, alte hai, chestii. Nisip mai zici că, bă, dar aer. Aer, ca pe care scrie aer de pe munte, aer din Himalaya, nu știu, unul care s-a urcat pe Everest, că, nu știu, 99,9% niciodată n-o să ajungă acolo, dar să ai un borcan așa frumos care a fost acolo sus. Bă, în punctul ăsta am ajuns, ok, râde, dar chiar sunt oameni care cumpără treaba asta, adică... Da, e la bun, vezi că ești cu bășini.
E chiar pe bune. Sau și cu rahat, mă gândesc în curând, nu? Pot inventa să vizi rahat. Eu nu știu cât e de politicos să spun asta, a fost o afacere, încă o dată, nu glumesc, a fost absolut serios și nu știu dacă există până în ziua de azi, că dacă ai niște dușmani și omul i-a trimis unui dușman o cutie bine împachetată, dar înăuntru era căcat. Dar asta ideea a prins și el a început să vindă serviciu. Nu zic că omul a făcut bani din treaba asta. A făcut bani, chiar a făcut bani. Că având în vedere că oamenii sunt, în unele chestii sunt chiar răutăcioși și să... Nu în unele, 95% am... Eu totuși am încredere în oameni, rămân cu părerea că trebuie să ne gândim bine, dar sunt răutăcioși și din punctul ăsta de vedere, bă, cineva vrea să se glumească, nu știu, dar eram toți tineri, suntem tineri și, nu știu, ai un coleg de universitate și vrei să te glumești nu de el. Nu te-a lăsat să copiezi, da, nu ți-a dat și ție să... Și tu ai pus, dar nu vrei tu să iai, să te ocupi cu asta, tu ai comandat, costă, nu știu, 5, 6, 10 euro. Un cadou frumos. Și un cadou foarte frumos împachetat, omul e o mare plăcere pentru el, dar când îl deschide, el primește și mirosul, și căldura, da, și căldura. Bine, toată intenția ta care ai vrut tu să-i arăți, să-i îndrumezi. Sentimentele tale. Exact, exact. Și prin ideile acestea, dar ideile tâmpite ne duc mai departe cu partea de încă o dată am spus, că noi le facem pentru a promova ceva serios. Am înțeles. Că totuși, bine, cu așa idei, nu prea cred că pot. Bine, într-o perioadă scurtă, dacă cineva are nevoie de bani și este interesat să facă banii repede, atunci trebuie să te folosești de creativitatea ta. Și așa soluții da, poți să te ajute. Nu știi pe termen lung. Poate să fie un efect de moment, știi? Dar trebuie să ai și un produs palpabil în spate, cum aveți voi. Da. Să atrage atenția, da. Dar, Serghei, hai să povestim oamenilor, deci, tu te-ai născut în Chișinău, da? Hai să facem rapid așa o trecere, da. Singur la părinți, ai crescut într-o familie bogată, ai făcut handbal de performanță, din ce am înțeles da. Eu, nu? Uite, eu m-am născut în Chișinău, asta e, să zicem, că vorbesc cu tine acum în limba română, eu trebuie să zic mersi foarte, foarte mult pentru părinții mei. Ei nu vorbesc un cuvânt în limba română, să înțelegi. Deloc, zero. Părinții. Părinții nu știu limba română, mereu mulțumesc, mersi, poate mai știu și la revedere. Asta cred că toate cunoștințele părinților mei în limba română. Ei, dar eu m-am născut în limita de despărțire Uniunii Sovietice și Republica Moldova a fost la o linie de a-și găsi calea împreună cu România, împreună cu Rusia, împreună cu Ucraina, nu știu cum a fost acolo, eram eu mic și nu-i treaba mare a mea, dar erau școalele și grădinițele ruși în limba rusă și școalele și grădinițele în limba română. Și așa ei s-au gândit că dacă așa s-a făcut, totuși e un drum de care e posibil să meargă spre România și din cauza asta m-au dat în grădinița română. De acolo am învățat limba română, de vreo 20 de ani după, am fost mai și în două clase la școală, dar după asta nu am folosit limba română de, nu știu, 20 de ani n-am folosit limba română și... Dar mie îmi pare foarte bine și să zicem și să transmitem ideea că învățarea oricărui limbe este încă o ușă deschisă în fața ta. Corect. Și niciodată nu știi unde o să te ajută. Dacă eu, pe bune, nu credeam că vreodată eu o să ajung să mă folosesc de limba română, dar să fac business în România. Și nu-mi vinea să cred că eu m-am mutat din... legătura cu, uite, că te-au dat la o școală românească, vezi? La grădiniță, la 2 ani, 32 ani în urmă, cumva ei s-au gândit că asta poate să mă ajută. Și acum, bine, asta e un sfat pentru tineret. Mie mi se pare că dacă tu poți să înveți 2 limbe, perfect, 3, bine, 6, 10, oricâte poți... Neapărat, garantat, asta te ajută. Am trăit în Bali, ca exemplu. Oricum, limba engleză m-a ajutat tare. M-am mutat în România, pot să fac afaceri. Am făcut asta, m-am mutat acolo, știu limba rusă. Bine, din familie o știu.
Tot. O grupă de 300 de milioane de oameni vorbesc limba rusă. O înțeleg. Deci, practic, tu ai plecat cu sportul, ai jucat în Naționala de Handbal a Republicii Moldova. Da. După care, văd aici, scrie o accidentare gravă la 17 ani. Ce s-a întâmplat mai aici? S-a întâmplat o prostie. Am fost la un antrenament, așa, de marțe obișnuite. Dar tu erai pe bune în treabă acolo. Eu eram în momentul în care m-am accidentat. Națională este o parte, dar eu am avut un contract existent cu o echipă rusească de handbal, de la nivel, cum se numește, profesional. Profesioniști. Da, profesioniști. Apoi am semnat contractul și din cauza asta am plecat din Republica Moldova spre Rusia, că așa a fost contractul. Bine, nu poți să joci pentru o echipă și să rămâi în Republica Moldova. Apoi m-am mutat acolo și chiar era o zi obișnuită așa de antrenament. În handbal trebuie să te grupezi ca să te înveți să cazi corect, ca să nu te accidentezi. Să nu te multiplifici. Da, să nu te împarți în mai multe bucăți. Deci este despre cădere o parte. Da, e o parte cam așa e construită joaca, că trebuie să te înveți să cazi. Și era o saltea pe care trebuia să fac o săritură și cu o cădere și în momentul când capul meu era atins de salteaua asta și aproape toată greutatea de tot corpul meu era pe capul meu, salteaua s-a mișcat un pic și la coloana vertebrală am primit o mică... Mesaj. Scurt circuit. Da, un scurt circuit așa de neplăcut. Mamă. Am stat 3 zile. Dar ai simțit o înțepătură, ceva? Nu s-a blocat. E o chestie așa mai... Te lovește odată și trece prin toată coloana vertebrală și după asta nu înțelegi ce să faci mai departe. Era capul așa întors într-o parte și mi era frică să-l mișc, dar ca să merg la doctor trebuia să aștept acolo o verificare. În 3 zile nu mai putea să fie făcută verificarea respectivă. Că au verificat, au constatat că nu mor și m-au lăsat 3 zile să aștept. Eu 3 zile am stat într-un scaun că nu puteam să mă culc. Și după 3 zile, după verificarea, doctorul a spus că recuperarea durează un an de zile. Și de acolo trebuia să iau decizia cam să aștept un an cu toate variantele sau să mă mișc înainte în direcția de dezvoltare personală. Și eu mi-am ales a doua. Să nu mă opresc, să nu cheltui eu anul acesta, că șansele erau destul de mici, ca să mă recuperez 100% înapoi. Dar pentru o viață așa caznică, nu era niciun oricum pericol. Oricum deja prinsesei o frică după treaba asta. Adică... E și frică, e și progresul în vârsta de 17-18 ani, este foarte, foarte... Dezvoltarea merge foarte rapid. Și atunci termenul acesta, să zicem, dezvoltarea în sport profesional, se echilibrează undeva jur împrejur de 25-26 de ani. Dar de la 17 până la 18, dezvoltarea este cam de 2, de 3 ori pe an tu te faci mai bun. Și din cauza asta, o întârziere cu un an în vârsta aceasta m-a aruncat cu 2-3 ani în urmă din punct de vedere de dezvoltare. Și atunci șansele de a mă întoarce la același nivel erau foarte scăzute. Bun, și tu practic acolo ai terminat cu sportul și te-ai dus pe partea aceasta antreprenorială, nu? Da, de acolo... Și ce ai dezvoltat? Că mi-ai zis că la un moment dat în Rusia ai avut business-ul de succes, nu? Înainte, ca și toți, m-am dus la facultate. Asta era pasul numărul 1. Facultatea mi-am ales o facultate de business, că mi-e întotdeauna... Când am fost copil, pe mine mi era ciudă, că eu mă uitam, că părinții mei sunt... Eram o familie destul de sănătoasă, nu pot să zic că eram un milionar, niciodată n-am fost, dar niciodată și n-a fost așa când aveam mâncare acasă. Să zicem așa, la un nivel mediu foarte bun eram. Dar pe mine părinții erau muncitori, munceau la societăți, erau angajați, să zicem așa. Dar mai aveau prieteni pe care le vedeam eu și vedeam că prietenii ăștia se ocupă cu business și business-ul le dă ceva libertate, le dă ceva posibilitate să facă ceva succes. Și eu tot nu înțelegeam de ce părinții mei merg la muncă fiecare zi, că dacă pot să faci business. Și de acolo eu mi-am ales drumul că eu aș dori să fac business. Și m-am dus la o școală, la o facultate legată de business, m-am învățat acolo,
prin asta am făcut niște cunoștințe, m-am învățat cu niște oameni interesanți și de acolo cu colegi, cu prieteni, mai departe, am început drumul acesta de dezvoltare personală. Asta a fost cam... Și de acolo tot am rămas în Rusia, bineînțeles că acolo m-am învățat și de acolo am început să fac... Am cumpărat câteva trotonete, le-am dat în chirie în Moscova, dar totul asta a apărut din motive că noi am vrut să închiriem o trotonetă și n-am avut de unde să o închiriem sau condițiile erau destul de proaste. Uh-huh. Noi am cumpărat o trotonetă și am început să o dăm în chirie. Una singură, am avut eu, partenerul meu, asociatul meu și o trotonetă. Asta a fost primul meu business. Da. Partea bună de business era în felul următor, că am avut în timp, afacerea a trăit 3 luni de zile pe timpul de vară, că în Moscova vară e așa mai complicată, iarna e mai complicată și vara e așa ceva mai interesant. Și din cauza asta afacerea a fost de 3 luni de zile, dar în timpul acesta am avut numai 2 chiriași. Este... ceva. Unul tu și unul nu, 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 nu. Din fericirea, nu noi doi. Apoi, primul chiriaș am început să promovăm, a apărut o fată, ceva, că noi eram 17-18 ani, ea era mai așa, mai 25, apoi pentru noi atunci era femeie. Și a închiriat trotonetă pe 3 zile, după asta... a dispărut, noi am crezut că trebuie cumva să dăm la poliție ceva, să o căutăm, a revenit încă într-o săptămână, a acoperit fiecare zi de întârziere dublu. Dar recuperarea investiției, să înțelegi că era calculată de noi în 30 de zile și ea, după ce a lipsit o săptămână, deja v-a scos tot. Aproape, nu știu, 90% a plătit toată trotoneta. După asta a venit încă un prieten că îi trebuia o trotonetă să meargă până la lucru și înapoi și în câteva zile pe săptămână numai îi trebuia partea asta. Tot a început să o închirieze de la noi și la final ne era deja cumva de neplăcut că e prietenul nostru. El tot încă a acumulat o parte de bani, că a închiriat-o pe durată de câteva luni. Și la finalul noi i-am făcut un cadou, trotoneta aceasta i-am dat lui ca la al doilea și ultimul chiriaș a trotonetei i-am făcut un cadou. Dar omul era foarte responsabil. I-au furat trotoneta de 2 ori. De 2 ori a găsit-o. Odată prin anunț, că a văzut anunțul de vânzare și a mers acolo să o cumpere înapoi și a luat-o înapoi. A doua oară a găsit-o în... bine, nu departe de blocul lui, cineva a furat-o și a parcat-o în 2 case mai aproape. Da, și ăsta a văzut că ea e acolo, a venit cu cheia sa, a venit și s-a dus înapoi acasă. Deci o poveste între ei doi, între trotinetă și... Da, și noi cam nu ne permiteam să nu-i dăm trotineta aceasta, i-am dat-o lui. Și asta așa a fost cam una din primele afaceri care le-am avut, dar de acolo tot ne dezvoltam. Bine, am lucrat și ca angajat, că de acolo construiești o experiență mai mare și faptic de acolo am ajuns la o firmă care se ocupa, o firmă elvețiană care se ocupa cu dezvoltări industriale. Deci de aici a intrat pe partea asta de industrial, energie regenerabilă. Eu chiar am terminat facultatea și mi s-a oferit o poziție într-o firmă care se ocupa cu construcție de centrale termice electrice, care, să zicem eu, că persoana care a venit din studii de finanțe, de nimic tehnic. Mi s-a părut ciudat, dar împreună cu asta interesant. Dar provocările mă motivează să le iau și să merg în ele. Și asta a fost o legătură de 9 ani de zile care m-am dezvoltat eu împreună cu afacerea respectivă. Am crescut acolo cu asociatul meu și am crescut. Ei au fost mai mulți asociați acolo. Tu erai angajat. Eram angajat, dar într-o perioadă de timp am devenit o parte de echipă mai mare de proprietari. Deci ai câștigat încredere acolo. Da, am câștigat la oamenii aceștia încredere, am putut să le dovedesc că eu pot să fac proiecte mari, am început să le facem împreună, dar după asta s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, că noi tot vedeam că situația, să zicem, nu merge pe bune în Rusia și noi cam toți ne-am ales fiecare
a plecat în direcția sa și așa am ajuns în, bine, cu oprire în Bali am ajuns în România. Dar până în România, care era, sau acolo în Rusia, firma, la ce cifră de afaceri ați ajuns acolo? Și când, la un moment dat ați vândut acolo și... Și ați plecat sau cum a fost? Proiectul industrial a fost, am adus peste 65 de clienți industriali. Bine, asta este, nu e numai eu am făcut asta, e în companie. Onorarea de toată echipa care a făcut toată munca aceasta. Per total, toate investițiile în proiect erau peste 2 miliarde de euro, dacă vorbim de... Cifra concretă de investiții, dar acolo se construiau uzine mari. Și din cauza asta, într-un moment, firma a fost vândută și asociații și-au ales alt drum. Fiecare și-a luat partea și... Eu nu eram parte de asociații ăștia mari și nu știu povestea și nu vreau să zic ceva ce... Dar ți-ai ales și tu cu ceva bani după ce s-a vândut, nu? Sau... Eu am fost o parte de mai mult, încă atunci încă eram mai mult angajat și aveam ceva parte de succes. Că când aveam succes, profitam de niște comisioane din partea firmei. Apoi ca parte, ca asociat, încă nu am fost și ar fi necorect să zic că am fost. Da, da, da. Și de acolo mi-am adunat o sumă de bani care mi-a permis să plec din Rusia. Că asta tot, să pleci dintr-o țară în alta, trebuie să ai curaj și să ai și bani ca să te susții. Corect, da. Dar dacă ai informația, the knowledge... te poți descurca oriunde. Și ai venit în România, nu? Nu, am venit în Bali. În Bali. Că mie, proiectul acesta complicat, mare, era foarte plictisitor, nu-i cuvântul corect, scuze-mă că... Lecurs, da. Da, era complicat psihic. Obositor. Obositor și foarte... Stresant. Epuizant. Da, te cam suge. Te epuiza. Da, și muncă de 18 ore pe zi, clienții foarte mari, răspunderea foarte mare, investiții mari, costul de greșeală. Asta este. Foarte mulți nu înțeleg că poate și să fie ceva mic, dar nu e atât de groaznic în afacerea este ceea ce faci. Dar când totul e bine, e bine. Dar tu trebuie întotdeauna să te uiți dar cât îți costă greșeala. Da. Și dacă nu costă foarte mult, poți să riști. Dar când pe masă ai un contract de, nu știu, de 20, 30, 40, 50 milioane de euro, sau ca în construcție de 300 de milioane de euro, și atunci nu respectarea termenului, nu implementarea lucrărilor sau alte multe chestii, ele se unesc în una care poate să te afectează și la afaceri cu cifrele foarte mari, câștigul este foarte mic. Nu, dacă oamenii se gândesc că dacă ai cifră, nu știu, ai câștigat un contract de 300 de milioane și acolo câștigul este 60%, este imposibil. Câștigul e 3, 4, 5%, dar la cifra foarte mare de... Da. Cu cât e suma mai mare, cu atât și exact, câștigul. Logic. E foarte logic. Și din punctul ăsta de vedere, dar greșeala poate să-ți costă 10% și atunci gata. O singură greșeală ți-a stricat muncești toată... Muncești încă 2 ani ca încă să 2 ani acoperi. Să termin. Da. De acolo... și asta a fost foarte epuizant. Ce m-a luat foarte tare și mie îmi trebuia odihnă. Și banii care le-am salvat în timpul acesta, care le-am câștigat, care le-am făcut, eu m-am folosit de ele să parțial să bag în niște investiții care îmi permiteau să trăiesc dintr-o zi pe alta și împreună cu asta mi-am luat un concediu, așa, este în engleză se numește sabbatical year, care eu consider că fiecare trebuie după facultate să iau. Ce aș vrea să fac eu, dacă m-ar întoarce înapoi, eu chiar sabbatical year-ul acesta ar fi luat când am fost în vârstă de 20 de ani, 22, 21. Că atunci este foarte bine, că tu te uiți lumea și după asta, dar trebuie și să ai bani pentru asta. Da. Dacă nu e un chin. Da, atunci da, în alt sens e complicat. Dar asta a fost foarte fain. Eu am luat noi cu soție, încă n-am avut copilul, și noi ne-am mutat din Moscova, ne-am mutat în Bali.
Deci erai deja cu soția? Da, da. Noi ne-am căsătorit în 2018. Apoi noi era... Câți ani aveai? 28. A, 28. Da. A, ok. Ei, okay, cam am așteptat, am, da, m-am săturat de viață așa mai liberă și... Da, aia te-a dus la maturitatea necesară, da, să... Și de acolo ai ajuns în România, nu? Ați venit în România, din Bali, în Brașov, nu? Sau... În Brașov, da. Și acolo ați deschis și firma actuală, nu? Sau... Acum, eu și asociatul meu, noi avem o firmă în direcția de energie regenerabilă. Brașovul a fost ales de mai multe cunoștințe care a avut asociatul meu, care în momentul actual nu trăiește în România, dar înțelegerea noastră a fost că eu mă ocup cu business operațional, el se ocupă cu partea financiară. Asta a fost... Dar de ce tot cu asociat? Adică de ce nu ai încercat și varianta single? Să singur? Aveai cunoștințele? Mie foarte tare îmi plac asocierile. Eu consider că asocierele este, așa, un drum, dacă noi vorbim de niște shortcut-uri în business, asocierele sunt o variantă destul de bună, că împreună cu oameni tu poți să faci niște pasuri mult mai rapide decât le faci singur. Dar având în vedere că afacerea care... am vrut eu să dezvolt și cu ce idee am venit eu în România, să faci aceste proiecte singur este aproape imposibil, de la zero. Trebuie să cheltui, în loc de 2 ani unde am ajuns noi acum, ar fi trebuit să cheltui, nu știu, 6-10 ani. Și în loc să cheltui timpul, eu consider că asocierea cu oamenii care cunosc și care pot să te ajute... Pot grăbi procesul. Și grăbi procesul și îmbunătăți procesul. Că eu întotdeauna eram de așa o părere. Eu mai bine o să am 2% dintr-un miliard decât 100% din 100. Corect. Asta este ceea ce îmi convine și întotdeauna era metoda mea de a crește. Că eu nu pot să știu pe toate. Eu nu pot să fiu sigur în... cam fiecare aspect. Dar având în vedere că eu mă asociez cu cineva în care am încredere în prima fază, că noi ne cunoșteam cu omul acesta deja de peste 13 ani de zile și eu eram sigur că afacerea va merge, că noi și avem ideile asemănătoare și prin foarte multe am trecut. Și din cauza asta pentru mine nu era un risc foarte mare și era chiar, nu e vorba de risc, e vorba de, nu era ceva ce mă punea de ce să fac eu singur, dacă pot să... Oricum o să trebuiască să adun oameni. Da. Și dacă eu pot să încep deja din pasul numărul 1 să fie omul în echipa mea și să aibă interesele asemănătoare cu mine, ar fi foarte... Mie idee foarte tare îmi place. Bun. Hai ca să înțeleagă oamenii mai exact. Deci în Brașov voi vă ocupați cu panouri fotovoltaice, nu? Da. De exemplu, să zicem că eu m-aș gândi, să-mi pun panouri la casă și apelez la voi, nu? Cu cel mai mare drag. Și voi veni și aici... ce pot să obțin? Că, vezi tu de ce m-a oprit pe mine, spun sincer. Deci spun sincer ce, da, ca și cum aș fi un client. Bă, ok, pun panouri. Și să zicem că, nu știu, noaptea, da, s-a luat curentul la toată strada. Chiar dacă am aceste panouri, sau nu am nici eu lumină. De ce? Păi n-ai bateriile, care și alea costă o grămadă bani. Deci eu dacă vreau să am curent ca să fiu eu cel cu lumină față de ceilalți, da, și că dacă doar am panouri, da, ok, îmi vin facturile mai mici, că se vine în, știi? Exact. Cum stă treaba? Noi foarte tare atragem atenția clienților și dacă vorbim așa cum ai fi și tu clientul nostru, procedural, trebuie să ne orientăm nu la ceea ce vrei tu. Bine, asta tot se pune la considerare, da, și ce poți să-ți permiți și una, alta, a doua, a treia. Dar foarte important este o soluție tehnică. Soluția tehnică care îți trebuie ție este... Aici este competența noastră. Că degeaba noi îți oferim ceea ce vrei tu, că tu poți să nici nu să te pricepi,
Dar noi trebuie să analizăm nevoile tale și așa și facem. Apoi echipa vine, analizează nevoile tale și asta și ar fi sfatul meu pentru oricare care vrea să-și monteze panourile fotovoltaice, indiferent le face cu noi, le face cu orice altă firmă, dar să nu se... panourile fotovoltaice nu se estimează în euro. Asta e important. Deci se estimează în nevoile persoanei care le folosește. Și de acolo se face calculul și trebuie să fie dovedit la client de ce exact soluția respectivă este importantă pentru casa lui. Că el are acești consumatori, ele consumă atât curent, curentul ăsta va fi produs din așa număr de panou, așa număr de panou poate să producă curent suplimentar și pentru timpul nopții de care ai spus tu și pentru asta trebuie și să fie pusă și stocarea ca să-i acoperă perioada de, să zicem, noapte. Deci e musai să ai și bateriile acelea de stocare. Asta este, dar aici s-a îmbunătățit toată situația că prețurile la baterii au scăzut foarte tare. Este un avantaj acum. De ce? De la ce? Și că erau foarte scumpe, adică... E foarte simplu. Panourile erau produse într-o cantitate enormă de mare și baterii puține. Puține. Și acum numărul de panouri tot se produce într-o cantitate mare și a crescut și numărul de producători de baterii. Și din cauza că a crescut numărul de producători de baterii, concurența și prețul. Și fiecare kilowatt instalat a început să costă mai puțin. Că mai mulți producători, mai ieftină marfa primară, mai ieftină marfa, mai au optimizat procesul de asamblare, mai robotizat procesul de asamblare, mai ieftină produsul final. Asta este o... Deci eu acum să zicem că, uite, chiar mă uitam să cumpăr o casă, vorbeam și cu Octav, care are deja 10 panouri. Ea are 10 panouri și produce 5 kW. Tu, de exemplu, poți să vii, nu să apelezi la tine, tată, punem și să verifici acolo ce sistem e, tot ce trebuie. Vreau și eu să stochez. Adică e fix casa în spatele casei mele. Știi? Da. Asta mă încântă. Mai ales că am două fetițe, vreodată în viitor... ușor va fi demutat. Păi nu, asta zic. Adică dacă asta deja are aceste panouri și tu vii și îmi pui baterii, da? Adică se gândește la viitor. Ce? Dacă o să ai și tu vreo amantă ceva, cum faci, mă? Nu există la mine. Nu există. Așa. Dar tu vrei să cumperi o altă casă sau să cumperi și a doua? Nu, pe asta a doua din spatele casei. Să o schimbi una pe alta. Nu, sau... s-o iau, să o bag la închiriaci vreodată în viitor, fetele, dacă vor să stea una lângă alta, e în spatele terenului. Da. Și de asta ziceam că mi-a zis domnul, pe lângă beneficii și așa mai departe, sunt 10 panouri, produce 5 kW. Bine, nu știu, nu cred că e foarte mult, dar cred că cam atât consumăm noi pe zi, cu mașină de spălat, cu televizor. E, acum, eu trebuie neapărat să pun baterii, ca să pot să fiu eu cel de pe stradă. Păi, ce scenarii, ca idee, că în ziua de azi îți creează scenarii și oamenii iau decizii bazate pe niște scenarii care nu se vor întâmpla. Că și aici cu panourile e o mafie întreagă dacă stai să... Nu? Zic. Vezi că dacă vor veni trei zile, nu o să fie, cum să zic eu, energie, știi, nu? Discuția asta. Blackout. Da, blackout. Și iau-te-l pe Niculescu cu 5 kW, nu? Baterii pe stradă toți, să lovesc toți de stâlpi și eu, ce să vă fac? Ce să vă spuneți voi? Nu? Deci e în pericol, uite că am ajuns aici, e în pericol acest blackout sau e o chestie creată ca să crească vânzările pe partea asta? Cum o vezi tu? Eu nu o văd ca și pericol foarte mare. Eu întotdeauna luptam pentru independență. Noi, parcul acest în Rusia de care am povestit, noi l-am construit pe rețeaua internă, izolată. E într-o insulă, ca un mod de insulă. Așa. Nu era conectat la nimic rețele și producea curentul și căldură și apă, totul era singur. Făcut de noi și predat către clienți. Asta construia libertatea clientului în mod de a-și dezvolta afacerea și eu nu văd diferența client industrial sau casnic, cum ești tu cu casa ta și aici eu văd, asta este, în prima fază, este o valoare adăugată a casei, că tu, în două case din care tu iei decizia, te gândești mai mult de casa care poate și să-ți producă bani, că dacă sistemul este bine gândit, el poate în 3, 4, 5 ani să fie recuperat.
din consumurile tale. Și asta înseamnă că după 3, 4, 5 ani, dacă tu te gândești în termen lung, casa ta o să înceapă să producă bani. Apoi dacă investiția s-a recuperat, atunci înseamnă că începe să... Da, dar să... știi de la stat până îți dă statul... Avantajul este... așteaptă. Da. Apoi avantajul nu este de a primi bani de la stat. Gândește-te, tu ai o factură cu toate încălzirile, da, cu de toate 500 de lei pe curent. Casa, nu știu, mai mare, mai mică... Da, dar... că salvezi banii, nu mai dau și 500. În loc de 500, tu începi să achiți câte... 300, 200, nu știu, dacă totul e bine gândit, corect, chiar le reduci la 30 de lei. Corect. În niște vremuri de pic sau consumuri de pic. Și atunci, lunar, economisești o sumă de bani, dar orice sumă de bani, cum am fost eu învățat, economisit, înseamnă câștigată. Asta este foarte simplu. Da, dar vezi tu cum o gândesc eu? Eu, ca să ajung la treaba asta, trebuie să blochez 20-25 de mii de euro. Să pun panouri, să fac sistemul. Și întrebarea e, în cât timp amortizez eu cu cei 30 de lei lună de lună, mai ales vara? Că dacă stai să aduni, prefer să, bă, știi ce zic? În cât timp amortizez? Că practic, da, eu nu dau banii aia, dar în schimb am dat mulți bani dintr-o dată să pun panourile și bateriile. S-a ieftinit. Foarte tare s-a ieftinit. Încă o dată, îți repet, acum, în ziua de azi, sistemul fotovoltaic, bine gândit, se recuperează în maxim 5 ani de zile. Bine gândit. Deci, pentru, uite, îți dau un exemplu. Pentru 10 kW. Da. Să vii să montezi tu câte panouri intră, cât m-ar costa... 5.000 de euro. Estimativ tot cu panouri bune să-mi producă 10 kW. Da. Cât? Aproape 5.000 de euro. 5.000 de euro, fără baterii de stocare. Cu baterii de stocare. Cu totul? Cu 250 de milioane. Da. Eu, mie e mai greu, că eu am venit... Da, mai, da, da. Eu nu, am venit mai târziu cu milioanele, că nu mă pricep. Atunci tot să rămânem la 25.000 de lei. Da. Păi... da, e aproape 5.000 de euro. Poate să fie 5.500. Poate păi și atunci, de unde SF-urile astea? Pe stradă am niște băieți care au dat 22.000. 2 ani în urmă, 2 ani în urmă, panoul fotovoltaic... Nu, anul trecut, cred că. Panoul fotovoltaic, 2 ani în urmă, numai prețul pe kilowatt, numai panoul fotovoltaic, era la nivel de 300-360 de euro pe kilowatt. Gândește-te, din 500, da? Acum este 100 de euro. Deci... cumva și-au luat țeapă cei din trecut. Nu, n-au luat țeapă, așa au fost... 20.000, 25.000, cunosc pe stradă, atât au dat. Să aibă 25.000 de euro. 20.000 de euro. Apoi prețurile au scăzut foarte tare. De asta, asta zic că, de asta, vezi, nu e bine să te grăbești tot timpul. Să... Tehnologia și avansează. Numărul de consumatori a tehnologiei este... Îți dau un exemplu. Primele telefoane mobile erau oare ieftine? Nu erau raportat la prețurile de atunci. Dar erau și cu butoane atunci, nu erau nici cu sensor și cu... Și armă să te aperi, puteai să o folosești, cărămidă. Exact, adică da, și până azi ar fi funcțional până azi, nu se strică în 2 ani de zile. Nu, și te ține și bateria. Dar, ca și prețul atunci și prețul acum, dacă ne raportăm și la inflație și la toate, erau aproape asemănătoare. Dar tehnologic, acum, telefonul e mult mai avansat. Și de acolo vine toată tendința aceasta că, da, să te grăbești uneori nu are rost, dar statul ajută pentru asta și se fac programele de casă verde, de care ajută oamenilor. Ajută, da. Eu aici sunt între, ți-am zis, chestia asta, nu știu dacă, că totuși energie are pământul, chiar asta cred că, în sfârșit, dar, da, dacă e treaba asta cu baterii de stocare, atunci da, chiar e mișto să ai acolo în caz de ceva. Eu acum am primit ofertele în ziua de azi, dacă noi... Și ce baterii iarăși aici intre iar într-o... Bateriile sunt verificate, omologate și... Adică cine le produce sau care primii trei producători, nu? Că probabil primii, primii trei producători de celule. Aici important este cine e producătorul celulei. Că asamblarea bateriei este un proces destul de... Oricum în China toate, nu? Bine, astea toate sunt în China. Dar aici ce se întâmplă acum? Chinezii acum au deschis trei fabrici, chiar de cei trei cei mai mari producători de baterii este CATL, BYD și Sunvoda. Astea sunt trei cei mai mari jucători pe piață. Mai sunt alții, dar acestea trei sunt chiar
cei mai mari. Au început să construiască și în anul 2025 termină construcția de 3 uzine în Debrecen, în Ungaria, chiar aici, da. pe după gard, cum se zice. Și de acolo vor fi livrate în România și atunci deja nu este un produs chinezesc, este un produs din Ungaria. Bine, produs de firmă ungurească, dar întrebarea mea, când Volkswagen-ul se produce în China, e mașină nemțească sau chinezească? Da. E o mare întrebare, dar când și componentele sunt produse toate în China pentru mașina... Păi, da, să zic, totul pleacă de la China, ca ei să sunt, știe. Ei sunt foarte avansați în tehnologii, sunt foarte avansați în chestii tehnice. Și din punctul ăsta de vedere, să iei produsul chinezesc în ziua de azi nu este periculos. Bine, trebuie analizat și trebuie verificat. Și chinezul, când te duci la el, tati, vreau și eu, uite cum e în domeniul meu, eu am școală de frizerie, știi? Și dacă îi cer, dă-mi și mie niște, vreau să aduc foarfe să vând, da? Cu emblema mea, cu tot ce trebuie. Nu, și îi cer ca în orice, ce foarfe ce ai, la ce prețuri. Păi am mai proaste calitative la $5, dă foarfecă, da? Uh-huh. Pot să-mi pun eu adaos mai mare, da? Sau îmi dă foarfecă dacă vreau la $50 bucata. Și atunci eu le vând la super preț. Dom'le, uite, știi? Ca în orice. Deci chinezul are și calitate și... Nu? În momentul actual sunt în tehnologic. E atât de tare au avansat cu toate procesele și robotizări. Am început să verificăm statisticile și mi-a părut foarte interesant câți oameni sunt angajați într-o uzină de la producătorul de panouri fotovoltaice care ne place foarte tare și de la care comandăm panourile ultimii 2 ani de zile. Și am crezut că, bine, ei fac un rulaj, sunt în top, este așa o listă de tier 1, sunt acolo, totul e în regulă. O firmă cu cele mai avansate produse, mai produc și pentru alte branduri, dar la uzina lor se produce. Și mi-era interesant câți oameni muncesc acolo. Și pentru volumurile lor de vânzări, care se calculează în sute de milioane de euro, ei în momentul actual au 60 sau 70 de angajați. Apoi, uzinele complete cu 10.000 de metri pătrați de spații sunt controlate de 60-70 de oameni. În marea parte din ei sunt muncitori la stivuitori care cară. Apoi nici nu se ocupă. Și vânzători. Partea tehnică este dată la linii de asamblare. Linia de asamblare nu presupune activitatea omenească în proces. De acolo se evită toate greșelile, marea parte a greșelilor și calitatea este la un nivel foarte mare. Asta este ceea ce se întâmplă cu China. Și nu numai în panouri fotovoltaice, ci sunt la fel. 57 de industrie autoelectrică la ei. La ei, da. Acum hai să revenim aici, în Brașov. Zim business-ul actual. Nu știu, un portofoliu. Aveți deja contracte. Pe ce suprafață aveți desfășurată? Noi, panourile. Cu ceea ce am început să facem acum, lucrăm mai mult cu clienți industriali, dar mai mici. Asta a fost primul pas care trebuia să ne construim numele pe piață din Brașov. Asta cu succes am... Vezi cu Călin Donca, tu nu știu că... El a fost într-un alt... El a construit niște parcuri și încerca să facă afacere cu partea de vânzare curentului. Noi totuși ne ocupăm mai mult cu partea de instalarea sistemelor și crearea de posibilitate de autoconsum pentru consumatori mari. Așa ar fi mai corect să zicem, că noi nu încercam pentru alții să construim o afacere din asta, ci noi nu numai încercăm, dar și cu succes facem. Asta este eliminarea costurilor suplimentare pentru consumatori mari. Asta este speța principală în care ne dezvoltăm noi acum. Împreună cu asta dezvoltăm anumite produse care simplifică procesul de instalare. Asta este foarte important, că odată ai început să instalezi și te lovești de una, de alta. Asta e exemplu tot de o firmă din Brașov, Bilca. Cred că foarte mulți au auzit de ea, nu știu dacă se poate, dacă... E ok, bine.
Da, e o firmă care, băiatul care a început toată afacerea, el se ocupa cu schimbarea acoperișilor. Și a văzut o lipsă de produs cu care ar fi putut să lucreze. Și compatibil. Nu numai compatibil, n-a avut cu ce să lucreze. Aha. Trebuia să facă o muncă grea, da? Și foarte, să zicem, complicată. Și de acolo, fiind din domeniu, el a început să îmbunătățească și acum el nu se ocupă cu montajul pe acoperiș, ci produce sisteme care se pun pe acoperiș. Și dacă noi ne uităm pe acoperiș, mergem în țară, mergem în orașe, aproape pe marea parte a caselor este, bine, mai sunt alți producători la fel, dar el era unul din primii care a îmbunătățit procesul. Și cu asta exact noi și ne ocupăm. Noi încercăm să, fiind din domeniu, să îmbunătățim procesul intern prin crearea de niște produse care simplifică viața la montatori și prin asta să le simplificăm viața și să mărim câștigul lor în prima fază și să micșorăm munca alocată către implementarea unui proiect. Bun, deci voi mai mult în prima fază voi vă concentrați pentru cei care montează echipamentele de genul, pentru firmele care, cum ar fi, nu, Donka în cazul ăsta. Nu? Sau am înțeles greșit? Da, este exact. Deci, dar ca să ajungem acolo, scuze-mă că te întrerup, dar ca să ajungem acolo, noi trebuia să trecem tot procesul de instalarea și asamblarea cu mâinile noastre să-l încercăm. Dacă și să nu încerc, să încerc eu cu mâinile mele, da, că nu sunt un inginer care ar fi greșit să mă bat în piept că eu sunt cel mai bun inginer, nu sunt, dar eu știu cum să organizez și știu pe ce oameni buni să le atrag către proiect și să le inspir să facă niște pași foarte interesante în dezvoltare. Dar ca să înțeleg eu procesul intern, eu trebuia primele proiecte le asamblam noi. Și eu eram unul din oameni pe acoperiș, poate nu cel mai eficient pe acoperiș, dar eu tot mă învățam. Asta au fost primele proiecte, încă 2 ani în urmă. Acum, bineînțeles, avem echipe care fac montaje, asta este o parte de business și asta rămâne în domeniul nostru de activități, asta se numește EPC Contracting, Engineering Procurement Construction, asta este o parte de când faci totul la cheie. Împreună cu asta, noi și dezvoltăm produse legate de simplificarea vieții pentru montatori. Asta sunt și dulapurile electrice și sistemele de prindere, care permit să implementeze proiect, să desfășoare proiectele mult mai repede. Asta e, și aici sunt ambele părți de... Încercăm să acoperim și acolo și acoperiți. Acolo. Deci, practic, ce e foarte important din punctul meu de vedere, să oferiți această educație, în primul rând, pentru cumpărători. Uite, mulți nu știu ce vor, nu-și cunosc nevoile. Cum sunt eu. Dom'le, am văzut la vecinul care, că face, știi? Și dau niște bani pe 20 de kilowați, ca să fiu eu șmecher, deși eu consum 5 kilowați. Eu cred că în primul rând trebuie să existe sinceritate, da, așa cum văd la voi, că voi educați omul, adică ai observat problema asta și nu doar în domeniul acesta. Bă, majoritatea firmelor să jupoaie și pielea de pom. Nu contează pe termen lung, că ăla se duce în cap. Da. Când de fapt nici tu nu o să mai ai continuitate. Învață-l, mă, pom, dacă tu-l vezi că omul are bani, dar nu-l duce bibilica, nu știu, eu unul așa aș face. Tati, n-ai nevoie de 20 de kilowați. Nu mai poate tu ai nevoie de 5 sau de 7, uite, la consumul ăsta, pentru ce, și atunci îl deștepți pe om. Nu? Zic, nu știu. Este foarte corect ce zici tu acum. Noi știi ce am pățit? Era foarte ciudat. Apoi am venit la unul să instalăm sistemul fotovoltaic și el a spus că lui neapărat îi trebuie ca să fie mai mare decât la casa vecinului. Și pe el îl dorea ca... Fulul, nu putea să doarmă. Nu, bă, trebuie să fie... Câți panouri are? 60. Noi am stat, le-am calculat, 26 are pe acoperiș. Îmi trebuie 30. Bă, dar nu-ți trebuie, nu ai așa consum. Gândește-te că ajungem la niște... Bă, nu știu, eu așa... Asta unde s-a întâmplat? În Rusia sau la noi? Nu, aici. Noi în Rusia nu ne ocupam cu panouri, că cu panouri am început chiar aici, dar... Și nu zic că a pus 30 de panouri.
Nu, na, nu, nu, noi nu punem... Nu i-a spus, nu? Nu, nu, nu. Eu, să zicem așa, în prima fază, să înțelegem că 30 de panouri pentru noi este o cantitate destul de mică, cinstit, absolut vorbind, da. Este ca și tu ești șofer de autobuz și cineva te roagă să duci copilul la școală, știi? Și nu este, dar autobuzul ăsta care duce 60 de oameni. Nu este economic eficient. Tu poți să faci asta. Pierzi dar, mai mult da, eu în timpul cu drumul ăsta, și cu, exact, da, și cu echipa, și, cu tot. Exact. Și da, aceste nu procese nu rentează pentru noi, că noi suntem specializați mai mult. Noi suntem gata să alocăm o echipă care sunt colaboratorii noștri, care se ocupă exact cu instalarea sistemelor pe casă. Da, da. Fără doar și poate, cu cea mai mare dragă, cel mai mare drag îi oferim așa o posibilitate. O să fim și răspunzători pentru ceea ce se face, dar nu va fi făcut de echipele noastre, că ele sunt dedicați pentru alte proiecte. Proiecte mai mari. Mai mari, exact. Dar, în același timp, eu sunt 100% sigur că toți banii în lume nu poți să le faci. Și mai bine decât eu, că ăsta care își pune 30 panouri în loc de 26, dar faptic îi trebuie 10, să înțelegi. Da. Eu mai bine când îi vine un specialist, că după mine va veni un alt specialist, dar ori ar fi venit un prieten de-al lui, care o să-i zică că eu i-am făcut o chestie proastă și i-am vândut ceva prost. Să ce vorba. Asta mă dezavantajează pe mine, că reputația este un proces care eu îl construiesc, corect, e foarte greu. Corect, se poate distruge în... Așa. Corect. Se distruge... Asta e brandul, definiția brandului. De aici, eu mai bine să nu mă bag... Dacă tâmpenia de la om este exact deja la nivelul acesta, cum crezi, ce afacere va fi cu el mai departe? Mai complicată, asta cred, da, 100%. Corect. Și din cauza asta eu prefer să refuzăm așa clienți decât să facem... Să hrănești niște ego-uri care îți distrugție în viitor. La urmă, nu mă avantajează nici într-un fel și aici prefer chiar să nu facem. Corect. Zi-mi, unde te vezi peste 5 ani de zile, începând de acum, în Brașov? Unde vezi să duci firma? Noi vrem să... Eu vreau și... Care-i planul? Planul este să mărim procesul de automatizare. Împreună cu asta, acum am început niște investiții în terenuri industriale, în care vrem să aducem un proiect nou pe piața românească, care eu n-am auzit de așa ceva, poate nu sunt informat foarte bine, dar chiar nu am auzit. Sunt niște spații industriale care permit pentru producători, și asta va fi împreună cu câteva universități făcută, acum stăm în discuții cu universități, ca să fie o colaborare între business și studenții universității, care ne-ar permite pe spațiile pe care le construim să dezvoltăm un hub de a crește antreprenori, dar în direcția de robotizări și automatizări. Nu numai AI, dar și robotizări ca și sistemele de manevrare în clădiri, sistemele de pază, sisteme, mai multe procese care sunt acum și se dezvoltă în China și în altele părți. Îți dau un exemplu. Există un câine care este robotizat și se vinde din China. Se produce în China la un preț foarte rezonabil. Și ce vrem noi să facem? Noi vrem să devenim, să facem investiții în așa fel de produse, dar să dăm posibilitatea la tineretul să se gândească cum poate să adauge niște kituri pe el și să-l pună funcțional în viață. Și de acolo asta va crește în fel de afaceri. Dar uneori, cu ce am început cu afaceri tâmpite, din ele poate să crească ceva foarte... Poate să rezulte ceva util. Foarte util. Că, ca idee cu închirierea oulor, care a fost, este o idee dintr-o parte tâmpită. Dar dacă ne gândim dintr-o altă parte, foarte mulți oameni vor produse bio. Și dar nu vor să se ocupe cu găinile. Dar ei ar fi gata și sigur să semneze, nu știu, un contract. Să aibă tot timpul ouă proaspete. Să fie livrat cu ouă proaspete. De ce nu? Dacă prețul e rezonabil și modelul economic există, atunci de ce cineva să nu se ocupe cu asta?
poate ca în clipulețul nostru asta a sunat mai mult ca o glumă și o tâmpenie, că e comentariile... Păi nu, dar spune eu că nu știu dacă știu despre ce e vorba asta cu găina. Deci, cum sună? A fost foarte amuzant făcut, că noi am propus să închiriem găină pe o săptămână cu 50 de lei, care ar produce pe săptămână 7 ouă. Dar noi, o problemă era că noi nu știam, că nu ne pricepem câte ouă produce găină pe săptămână, și mi-au spus, după asta am câte? Aflat, da, cam 1-2. Pe săptămână? Da. Faliment direct. Și modelul s-a stricat chiar acolo. Dar mai mare problemă era că găina în sine, că noi credeam că costă 100-200 de lei, dar fapte costă vreo 30 de lei și e mult mai ieftină găină. Și de acolo ne-au luat de râs. Iei 100 de găini, că nu? Dar, încă o dată, modelul este viabil, că oamenii vor produse bio și alte. Și cineva, dacă vrea, poate să se folosească, poate unul mai deștept decât să noi suntem. Ideea să preia ideea timp. Să transforme în ceva valoros, să se gândească asupra ideii acestea și să iasă ceva bun. Și o să fiu foarte fericit dacă o să iasă. Corect. Ce nu te-am întrebat eu, Serghei? Ce s-a întâmplat acolo în Bali? De ți-ai schimbat radical modul de gândire. S-a întâmplat ceva în Bali. Hai să afle și oamenii. O chestie foarte interesantă s-a întâmplat cu mine. Eu am văzut un proces în spate. Apoi m-am cunoscut cu o persoană. Mi-mi pare foarte bine, suntem prieteni până în ziua de azi și sunt foarte recunoscător cu toate informațiile care el mi-a dat mie. Ideea este că omul și-a vândut afacerea cu peste 100 de milioane de dolari. Bine, e din Australia și era în dolari. Și eu niciodată în viața mea, până atunci, nu am văzut o persoană care are așa o valoare de bani personală și nu știu cum asta, net worth asta se numește în limba engleză. Și el a reacționat foarte prietenește către mine. Bine că a fost și COVID-ul și a fost restricții și am stat într-o perioadă închis și am avut timp să discutăm și să vorbim și multe chestii, și asta mi-a arătat că unde pot să ajungi cu niște idei. El mi-a dat și sfaturi, a auzit ce idei am eu, ne-am schimbat cu păreri, am discutat foarte multe procese, că n-am discutat cum să faci bani, că asta nu fiecare își alege drumul său. El a făcut asta, eu fac alta, dar important este modul și modul de gândire. Asta mi-a fost foarte interesant. Dar împreună cu asta eu am văzut un proces fenomenal. Omul a stat în camera sa în Bali, a făcut un business cu cifra de afacere peste 300.000 de euro lunar din camera sa în Bali, dar businessul este magazinul online în Australia, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii. Și el n-a ieșit din cameră. A făcut totul online. Din calculator, online, a găsit oameni, a făcut interviu prin Zoom, Skype și alte platforme, a închiriat, a găsit asociați care îl ajutau fizic să deschidă firmele acolo, închiria hale, bine, depozite unde păstra marfa, a angajat, la un moment a ajuns la 15 sau 18 angajați. Dar fapte că a făcut tot procesul acesta, a făcut fără să iasă din cameră. Deci un bun vizionar, asta înseamnă să vizualizezi tot, creezi sistemul și dai viață. După care vinzi business-ul respectiv. Asta te face să fii un om de afaceri. Asta e diferența între antreprenor și om de afaceri. Exact. Antreprenorul e acolo 100% ca să meargă treaba. Deja ultimul nivel, când ești businessman, cum e acest tip, da? În cameră a creat, pac, 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 pune, a dirijat, cum e, jap, a luat viață. Iată că sunt și tineri antreprenori care au luat-o de la zero și iată că se poate. Îți mulțumesc frumos, Mersi Sergei. Mult. Mersi. Dragilor, cam atât pentru episodul de astăzi. Vă mulțumim pentru că ați stat alături de noi. Ne vedem în episodul următor. Realități cu Niculescu, cu ajutorul lui Dumnezeu, continuă. Seară frumoasă tuturor!